Că nu le place te vălea la. A fost emoție 100% și nici nu da. am dat seama. Nu e ca femeie în politică. Groaznic. Groaznic, nu? Da. Deci nu te poți lupta și câștiga cu un sistem mare împotriva ta. Asta este imposibil de făcut. Eu pun doar banii de care n-am nevoie. Dacă îi pierzi pe toți, ar trebui să fii ok cu asta. Ce monede mai obscure ai? Și bai nu, well run cu Gold. Și românesc. ok, este de fapt un potențial foarte entuziasmant de tehnologie care ar putea să revoluționeze planeta. Dar să ne uităm la bărbați, nu ca și cum bărbații care ajung unde ajung să sunt pe meri. Mă gândesc, ok, hai să construim ceva mare. Treaba mea ca primar va fi să aduc foarte mulți bani în Iași. Salutare tuturor! Bună, coset! Salut! În primul rând, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu pentru că invitație. îmi imaginez că ai un program destul de încărcat, aș presupune. Tot nu? timpul, da. da. Și la București și la Iași. În fiecare Cred. săptămână noi facem Naveta București Iași. Cum e toată povestea asta? Luni dimineața ajungem la București, avem plen luni după amiază, marți plen, miercuri plen în funcție de program, comisii, și miercuri seara ajungem înapoi la Iași. Și chiar dacă merg cu avionul, e destul de obositor, pentru că în fiecare sens durează 3-4 ore. Cu stat la aeroport, cu mers așteptat în trafic, mers cu avionul e doar o oră, dar ai da, ceilalți timp de așteptare. Corect, corect. Și atunci, a patru ore dus, patru ore întors, ai opt ore, o zi de muncă o petrec extra pe drum. Corect. Și în timp se adună, adică faci asta o săptămână, nu simți, două săptămâni nu simți, dar cinci ani încep să simți. Cred, cred. Și da. Îmi imaginez că trebuie să ai niște habituri, niște lucruri pe care le faci, nu știu, în fiecare dimineață, repetitiv, ca să. Să rezist. te conectezi la tine, să reziști, exact. La... Da. Um, că e un mediu stresant. Adică, e un mediu stresant. Până acum, ceva timp nu aveam și eram destul de uzată. Obosești repede ca politician. Și politicienii îmbătrânesc mult mai repede decât ceilalți oameni. Am văzut pe Obama, ca o mică paranteză, da. după 8 ani de președinție. Da. Am bătrânit 25 <bătrân. de ani, cred că. Da, corect. Da. Dar acum de. O lună, două, mi-am făcut un obicei din a mă trezi un pic mai devreme și a face exerciții de respirație. Frumos. Da, și mă mai întind așa niște exerciții fizice foarte ușoare care mă centrează, mă, mă calmează. mă... dată te trezești, nu? cu Cum se zice, cu fața la pernă? Da, sau da, da, cu... da, 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 corect. <laughs> pe partea greșită exact. și efectiv ziua e foarte grea, chiar cu cafeaua, cu așa. Și atunci, eu, cred că oxigenarea e cea mai bună soluție. Perfect de da, acord. Cool. Asta fac și eu. Deci, da? Da, știu. Wow, și -mi încep ziua foarte bine, orice ar fi. Oricum mă trezesc, încep da. ziua după foarte foarte ok. Da, da. Mai eficient decât cafeaua. Clar mai eficient, nu? Da. Bun. Este. Ai făcut școala în Iași? Uh -huh. Chiar foarte aproape de unde filmăm noi. La 50 de metri, cred da, că, de unde filmăm de noi. Da, la de informatică. Facultatea tot în Iași. Uh -huh după te-ai urcat în avion, destinația state. Cum te-ai plecat din Iași, în primul rând, și uh -huh. de ce state, evident. Uh -huh. Da, eu am terminat facultatea în 2000. După anii 90, care au fost caracterizați de o inflație galopantă, privatizări, cum s-au făcut, economia nu ducea foarte bine, Mulți părinți erau îngrijorați de viitorul copiilor lor, în special cei care tocmai terminau liceul sau facultate, și pentru mine părinții au fost cei care au insistat să plec din țară. Okay. Pentru că au zis că eu am avut note bune, am terminat șeful de promoție la liceul de informatică, am fost în top, nu mai știu că ce, pe ce loc am terminat în facultate, dar oricum am, avut, am învățat foarte bine și... Ideea era că dacă vrei un viitor, trebuie să pleci din țară. Trebuie să pleci din țară. Orice. Asta da, era. Da, da. Adică dacă ai potențial, în România nu ți-l poți realiza. Adică nu poți merge cât de sus te duce pe tine Corect. mintea sau caracterul. Să zic ai voință și te concentrezi și muncești foarte tare. Cumva aici, ideea era că te plafonezi. Nu sunt la fel de multe oportunități. Și în mod real, nu avem aici industrie, de exemplu, industria financiară. Nu poți compara Wall Street cu România. Legătură, o să da, mai dureze, să... poate niciodată. Diferența e, destul de mare. Da, lucru, poate da. niciodată, nu, pentru că și ei accelerează, adică ei nu stau pe loc, inovează. Ori aici noi abia, nu știu, acum vreo 2 ani, cred că Banca Națională a României a început să tranzacționeze derivative de nu știu care, adică mie mi s-a părut șocant <laughs> când am aflat că ei făceau numai operațiuni din astea. și ei fac de atâta timp și... Da, da. Și atunci, și nu, nu știu, inginer dacă ești sau alte meserii, e clar, itist. în SUA, industria e mult, mult mai dezvoltată decât e în România. Și atunci Absolut. te duci acolo să te realizezi. Nu neapărat, adică gândirea, sigur, era și despre bani, că aici salariul mediu, când am plecat eu din România, era 100 de dolari. Și ca tânăr Bine făceai tine. probabil 50 de dolari pe lume. <laughs> da, adică da, niște da, sume da. foarte, foarte mici. De și corect. bineînțeles că îți doreai să știi mai mult, dar era și o chestie de potențial uman. Că dacă ai un copil care poate uh, na, să, Corect. să ajungă undeva unde sistemul apreciază și dă oportunități. Cam asta a fost gândirea. Eu atunci nu voiam să plec din țară, eram tânăr. Mi se părea că și în România asta. Și, de și grupul de prieteni, îmi imagine, exact, că ești Exact, exact. E dificil să te desparți exact. de. Da, da. da. Dar, în fine, asta a fost și un alt factor, era. Uh, Oamenii din jurul meu, uh, care și ei plecau, erau, aveam prieteni care erau. Okay. Uh, cu, sunt valori de români care pleacă. Mai ales pe la începutul anilor 2000, cred da, că. Da, exact. Și erau cei cu un an, doi mai mari ca mine, care plecaseră deja. Și mama spunea, uite, ăla a plecat, da, ăla a da. plecat, ăla o a duce plecat. bine. Deja. Da, okay. deci, dincolo de factorul ăsta ce vreau eu pentru mine sau ce voiau părinții mei pentru mine. Era și mediul conjurător de da, da, plecau da. foarte mulți. Cum e? Și cei care se duc, de exemplu, și lucrează în agricultură, se trag unii pe alții, adică corect, sunt, corect, nu, corect. sate întregi, cunoștințe, da, familii da, da, da. care pleacă. Și deci era și mediul ăsta în care plecau foarte mulți tine din România. Și experiența personală cum a fost la început? Că diferența de mentalitate mi imaginez că pe considerabilă. Da. A fost destul de greu pentru că ești singur. Ești pe viză de student, te simți vulnerabil pentru că n-ai tot felul de drepturi. Nu poți să muncești decât în campus. Da, dacă, nu știu ce, așa, ți e frică că te dau ai afară din țară. Adică, când ești în țara ta, nu-ți dai seama cât de multe lucruri poți să faci. Exact, deci, băie, exact. dacă ce eu Mă oprește aia. poliția că am mers cu viteză, e mare lucru. Acolo, efectiv, ți e frică că toată viața ta se termină. Da, da, da. da. Uh, și deci anxietatea e mult mai mare. Pe de altă parte, mi-a fost ușor pentru că am plecat la studii, am obținut o bursă uh, de la statul american și am plecat la MBA. Și atunci uh, când te integrezi într-un sistem, adică ești la școală. Cumva înveți lucrurile Da, am stat în cămin primul an Îți face prieteni, îmi imaginez Cunoști pe ceilalți Exact, ai un traseu Când pleci la muncă și nu cunoști pe nimeni E mai greu, adică nu ești integrat Oamenii nu te acceptă neapărat Pe când aici, automat aveai un cerc social Nu mergeai la muncă și te duceai acasă Și plângeai singur în cameră Era în cămin cu toți studenții Mulți erau internaționali și de asta pentru că eram în situația în care ca mine, erau mii de alți oameni, eram o universitate foarte mare, 25.000 de studenți pre, în împrejurimile unde în a fost asta universitatea, University of Massachusetts, Massachusetts, in Massachusetts Ma Amherst. Și cred că erau vreo 5000 de post-universitari, masterate și doctorate wow. și eram din 180 de țări. <laughs> wow. Da, fain. da, da, foarte, foarte internațional și asta a făcut lucrurile mai ușoare, dar nu poți să zici că a fost ușor. Dar cât ți-a luat să te integrezi, nu știu, să te simți că, gata, înțeleg cum funcționează părțile sociale, înțeleg cum funcționează sistemul economic, să zic, da. legile și tot. Că... Câțiva ani, pentru că după ce am terminat masteratul, am făcut doi ani de MBA și am, după aia am intrat de la doctorat, dar l-am făcut part-time, adică în același timp cu un job, mi-am luat un job. Ok, ok. Da, când mai care a, fost, care a fost primul job? M-am angajat la o firmă, eram un fel de analist financiar. Ok, da. deci deja foarte sus să zic. Foarte Acum sus, un... da. 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 Pentru că aveam note și acolo foarte mari și făcusem un internship unde dezvoltasem niște programe. Eu am făcut niște proiecte în vara dintre anul 1 și anul 2 și m-au luat aia cu un salariu, cred că aveam avut 100.000 de mii pe an din primă. Da, wow. da, da, pentru că știam să programez. Și la începutul anilor 2000, știam, asta, ca să punem da, în context mai, da, și mai bine. Da, da, wow, okay. da, Da, pentru că acolo, dacă ai anumite abilități, sistemul te recompensează. Te da, da, și n-au da. oameni care uh, au făcut studii economice, deci eu am făcut facultate de economie și administrare a afacerilor și știam să programez din liceu. Și asta e o combinație pe care nu o are da, multă da. lume. Să înțelegi cum funcționează sistemul financiar și să poți programezi corect, cum corect. funcționează sistemul da, financiar. Așa e, așa e. Și... La mare căutare și acum, de altfel, da, combinația asta. Absolut, așa. absolut. Când ies din politică... <laughs> Direct acolo, <nu>? <laughs> <laughs> Am unde să mă duc. E foarte fain să știi că ai o plasă de siguranță atât de mare. Da, și... da. da, da. Da, fără, fără stres. Eu stau fără stres. E cam stresant politica. <laughs> cred, cred, cred. imaginezi. Da. Și cam asta a fost acolo. Um... Doctoratul cum a fost? Foarte pe, greu. Pe ceva de genul impactul, cercetării asupra firmelor. Da, Parcă nu? da, da, da. A fost foarte greu. Eu am făcut și alte lucruri înainte de teza asta. Teza e pe ce se cheamă cercetare fundamentală. Înainte făcusem și cercetare de piețe, adică prețuri cum știi, fac unii analiză tehnică de trading da, și așa. Da. Asta e cercetare fundamentală, adică te uiți la efectiv ce vin de firma respectivă, ce cercetare face, valoarea de piață poate fi foarte diferită de valoarea intrinsecă, da, da. să o numim așa. Corect, corect. Da. Și doar că advisorul meu pe cercetare de piață aplicat de la universitate. Și a trebuit să o de la capăt, și am luat pe cu cineva pe cercetare fundamentală. Și atunci am, am studiat, practic firmele care fac se bazează pe inovație, care au patente okay. din tehnologii diverse tehnologii, okay. poate să fie biotehnologie, poate să fie IT, de poate să fie... în tot spectru. Tot spectru care adică nu este o firmă care vinde pantofi, dar poate și firma de pantofi face cercetare, nu știu, Nike în talpă, Absolut. în plastic, da, în cu forma, poate. nu știu ce. Da. Deci orice firmă care face ceva nou și aplică pentru un patent, adică clamează, zice, asta e proprietatea mea intelectuală. Uh -huh. Noi am cercetat-o. Tot universul, baze de date de zeci de mii de firme, pe o perioadă de, nu știu, 20-30 de ani, cu ajustări okay. statistice, complex. foarte complex, da. Pentru că aici ceea ce se cheamă variabilitate cross-section, adică între firme și în timp firmele mai dau faliment, cum ajustezi seria de date? Da, da, Crește, da, da, da. scade, nu le prinzi în același timp. Deci trebuie să faci niște ajustări statistice foarte complexe ca să zici, domnule, am un rezultat valid în cercetarea mea. Corect. Și de asta, mă rog, acolo la doctorat faci cercetare originală, nu copiezi din alte cărți. Și oricum textul inițial, practic ai un capitol de 20 de pagini în care spui cam ce gândești, după care muncești, adică ai date extrase, baze de date pe care tu le creezi, tu le ajustezi. E o muncă foarte mare. Deci cât a durat toată partea asta de... Uh, teză, de cercetare? De cercetare, da. Doi, doi ani. Doi ani, ok. Da, am muncit Și foarte... care, care e concluzia? La ce concluzie ai ajuns? Concluzia, care de... da. concluzia a fost că, pe termen scurt, vorbim sub 10 ani, scurt și mediu, nu ești profitabil. Să investești în cercetare da. ca și companie. Nu companie. faci bani. Adică ești, ești, pe pierdere. Bine, și Amazon a fost pe pierdere cât? 10-15 ani. Adică, na, Cred nu? că au un profit un da. Profit bun, să zic, peste un miliard, cred că din 2018-2019, exact. nu știu, recent oricum de da, da. da, Deci asta mm. arată de că, că atunci când vrei să construiești, să inovezi, să faci ceva pentru viitor, pe termen scurt nu, nu ți-e bine, adică nu rentează, nu, se nimic, okay. nu rentează. Adică cine vrea să facă bani repede, nu nu merge cercetare. No, no. Da, de fapt, mi se pare normal, adică are foarte da. mult sens acum că spui chestiile astea, că, că mm. durează foarte mult Exact, dar creștere pozitivă, adică compania crește, dar nu e pe profit. Nu e pe profit. Da, da. ceea ce da. sunt două lucruri diferite. Oamenii, în general, nu înțeleg, ei zic, o, crești, faci bani. Nu da, well, da, da, da. <laughs> e chiar așa, <laughs> nu faci bani. Poți să fii chiar pe pierdere, da. Da, da. da, da. Și asta a fost concluzia. Mă rog, teza mea, am publicat articole, am văzut că și acum o mai citează unii. Mai primesc... e un sentiment de satisfacție. Da, cineva citește păi chestia asta. No, no, no. Na, relație obscură, să zicem. <laughs> <laughs> și poți să, ai, poți să dezvolți din asta și un semnal de trading, adică ce fel de companii să cumperi când să le Corect, cumperi. Uite, da. da, care e valoarea reală. Pentru că, de exemplu, dacă nu cumpărăm doar speculativ și să zicem că ne interesează biotehnologia, o, companii care fac, nu știu, medicamente pentru cancer sau o tehnologie pentru nu știu ce aparat de respirație sau mm -hmm, așa. Mm -hmm. Cum știi dacă? Compania aia va scoate ceva sau nu. Te uiți corect. la portofoliul lor de patente, de cercetători și vezi în ce direcție se duc. Corect. Și da. sunt oameni, sunt departamente întregi de cercetare la băncile de investiții care se ocupă doar cu asta. Da, absolut da. da. Mii de oameni care efectiv se uită la valoarea cercetării. Nu? Altfel, cumperi în piață așa. Da, speculație 100%. Da, mai poate da. -ai toate datele place și, nu... Glaxo Smith Klein. Hai da, să da, cumpăr da, la corect. 60 de dolari sau, sau mai de da. Da. da, da. Dar în, în, în firmele de investiții se face foarte multă cercetare. Bun, chiar aș vrea să ajung. După doctorat ai ajuns mm -hmm. să lucrezi în companii foarte mari. din Și în timpul doctoratului. Și în timpul doctoratului, la fel. Da, da. Deci de din cimedial. segmentul de finanțe. Correct. Companii cu portofolii uriașe, sisteme foarte da, complexe, da, oameni de da. top, foarte inteligenți. Da. Cum da. e mediul ăla de lucru? Ce, ce dinamică fain. este acolo? <laughs> În retrospectiv <laughs> acum. <laughs> foarte <laughs> fain. Foarte <laughs> fain. Atunci mi se părea stresant, dar acum mi se părea fain. Da, uh... Acum când stresul cred că e mai mare, atunci <laughs> părea... <laughs> și, și oamenii, adică sunt, am avut noroc să lucrez cu oameni foarte pregătiți, alți oameni. În România nu înseamnă mare lucru să ai doctorat. Acolo, acolo înseamnă e. ceva, adică ești foarte sus, lumea te respectă, doar când află okay. că ți-ai făcut doctorat în ceva, orice, ești respectat, se uită așa la tine, wow, ai trecut prin focul iadului, da, adică... Da, 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 da. ai supraviețuit și... Da, exact, mulți nu termină doctoratul, adică mai puțin de jumătate te, din cei care se înscriu termină. Uite, cred că și de asta, în România majoritatea termină doctoratul. Adică da, și mă face îl fac cum fac, adică, adică e a, o diplomă, da. nu aproape nimeni, puțini sunt care fac cercetare originală, da. că asta înseamnă să-ți faci un doctorat. Corect. Adaugi -a la corpul de cunoaștere al omenirii. Da. Ai făcut corect. ceva ce n-a făcut nimeni înaintea ta, corect, pe corect. planetă. Da, da, așa Ceea ce e mare chestie, este, adică... Este, este. Și ar trebui să fie foarte dificil, normal, da, doar este, cum sună, este, este, că trebuie să aduci un input unic da, și atunci oamenii angajați la firmele astea mari de investiții și de asigurări erau foarte deștepți și aveam mult de învățat. Adică simțeam, mă uitam cu respect la foarte mulți colegi. Și asta e important, da, nu? Da, Să lucrezi într-un colectiv unde îți respecti colegii da. sau simți și că... te ambiționează să crești, da, și să da, evoluezi da. în continuu. Da, da. Um, cum e în firme mari? În care, mă rog, financiare, că cred Financiare. Că financiare. De IT financiare. se mai știe da. mai multe. Sunt uh, multe procese și proceduri. Trebuie să fii foarte disciplinat. Pentru că, dacă se întâmplă ceva greșit, oricât de mic, uh, și oricât de uh, timp scurt, uh, multe lucruri după aceea în lanț se pot prăbuși. Okay. Da, și atunci, spre exemplu, la un moment dat, eu am fost șefa departamentului de risc de piață pe toate filialele din lume de la State Street Bank, care e o bancă foarte mare mă rog, nu în România nu prea se știe, dar este una din, era la vremea aia și cred că încă este, una din băncile așa numite de infrastructură în toată okay. lumea, erau la vremea aia 17, nu știu acum câte mai sunt, bănci de infrastructură, adică dacă una din ele colapsează, tot sistemul colapsează. Și atunci este un sistem de supraveghere foarte intens asupra acestor bănci. În practic, sunt cumva conductele și firele planete, uh -huh, să uh -huh, le zicem, uh -huh. bancare. Okay. Da. Spre exemplu, când înainte de cripto, când trimiți bani dintr-un cont în altul, eu trimit din contul meu bancar o mie de dolari lui frate meu, să zic, Așa. care e în America și eu sunt în România. Noi nu știm cum ajung banii acolo. Absolut. Așa. Ei au un traseu prin aceste bănci de infrastructură ajung undeva și ei știu să ruteze banii ăștia. Adică e ca atunci când mergi pe drum. Trebuie să o iau pe aici, ca să ajung pe autostradă, pe mm -hmm. drumul ăsta, pe drumul ăsta, pe drumul ăsta. Și banii aia poate trec prin cinci alte bănci. Deci, Corect, pentru că nu da, toate da. băncile vorbesc între ele. Da, absolut. Da, Și atunci lucrurile astea nu se știu. Și sistemul trebuie să fie stabil și să funcționeze. Ei, și atunci noi ce făceam? La fiecare 24 de ore, rulam Simulări pe toate tranzacțiile noastre din lume, și aveam 12 filiale în jurul lumii, Hong Kong, Londra, deci, New York, da. așa, da cu scenarii despre ce se poate întâmpla între 24 de ore și 2 ani de acum înainte. Wow! Da. Okay. Și noi făceam asta în fiecare noapte. Și dacă găseam un, un glitch, o greșeală pe undeva, toată lumea se alarma și începea să se uite ce se întâmplă, ce se întâmplă. Deci noi ne uitam la poziția noastră de risc. Avem instrumente în portofoliu care ne-ar putea dărâma și analizam tot felul de scenarii care erau programate în sistemele noastre, de la ce se întâmplă cu petrolul, cu, nu știu, grâu, orez, deci, mare vorbim de da, mărfuri, da, da, da? Da, da, da? De la ce se întâmplă la acțiuni, obligațiuni, la ratele dobânzii, pe termen scurt, pe termen lung. Aveam mii de variabile în simulări. Da? Deci Extrem ai un de interesant, de altfel. De. Foarte interesant, da. Și ideea e următoarea, îți trebuie o precizie foarte mare și o disciplină foarte mare. Adică un profesionalist de grad înalt. Nu merge cu. Da, am timp. Azi n-am chef. Da. Poate fac săptămâna viitoare. Colegul, e, nu știu ce, șeful, nu știu. Ce, a luat afară. Mai, nu. Da. nu mai am memorie la calculator. <laughs> <laughs> nu știu. Nu merge. Deci, mai, fără scuze, da, fără nimic exact. de genul ăsta. Nu, nu există. <coughs> în România, mi se pare că avem. Foarte mult până ajungem acolo, până la simțul ăsta de responsabilitate. Trebuie să funcționeze, nu există spațiu de greșeală și în momentul când se întâmplă ceva, imediat intri în acțiune și rezolvi într-o oră, două peste noapte. Deci, responsabilitate foarte mare, sume foarte mari și aici, cum am spus, noi nu ghiceam. Adică, nu ne dădeam noi cu părerea. Noi credem că mâine prețurile o să crească. Pur și simplu, analizăm uh, tot spectrul de posibilități. Da, corect. Și faci o analiză statistică, probabilistică. Este o probabilitate de 2% să scadă. Și cât mai atât. precisă. Da, exact. Și ai o distribuție statistică. Și în funcție de asta, uh, unde ai uh, coada negativă a distribuției, adică unde poți să ai pierderi foarte mari, te uiți la aia, că dacă mm -hmm. ai profituri mm -hmm. foarte mari, excelent, nu te corect. deranjează. Și încerci să-ți ajustezi portofoliul pentru scenariile respective. Poate se întâmplă, poate nu se întâmplă. Dar, dar tu ești pregătit. Da, dacă corect. se întâmplă, face asta. Sau deja ai făcut asta, pui corect, un, corect. un hedge. Um, și cam, cam asta e ori. În România e mult amatorism în multe lucruri. Și în administrație. Suntem și mult mai la început. Și... Noi avem un timeline foarte scurt și abia au început să apară companii mari da. care să vină să investească aici. Corect, corect. Și am început cu outsourcing, după creăm și noi produse și așa mai departe. Și da, da. Cumva, încet, încet, mergem și noi spre mindset-ul ăla, dar... Da. diferențele. E normal să fie foarte Deci asta mi-ar plăcea să văd. Simți o de responsabilitate că tot trebuie să fie perfect. Da, da. da. Și nu da, există da, spațiu da. de greșeală. Nu există. Îți asun, Nai N-ai voie. Exact. Dacă am putea să avem mai mulți atitudini, asta eu cred că lucrurile ar, ar începe fi să 100%. De... Automat. Foarte Un om bine. din ăsta face cât 15 din... Da, din... da. În alte segmente de mindset, să zic așa. Da. Deci Dar asta uite. a fost o experiență. Poți să mai spun ceva? Te rog, te rog, te rog. Da. O experiență foarte faină cu simulări pe portofolii mari, de toate felurile. Altă experiență foarte interesantă pentru mine a fost intermedierea de tranzacții mari. Între firmele mari, uneori se întâmplă că una are o concentrație de risc într-o anumită zonă. De exemplu, okay. să zicem că sunt o companie care face asigurări de proprietăți de pe în Manhattan, okay. da, în New York. Okay. Și acolo am niște zgârie nori și eu asigur clădirile alea. Și dacă e o bombă sau ceva... Eu am o expunere de miliarde, că trebuie să plătesc, pentru că agenții mei de asigurări au vândut acolo, s-au dus ei acolo ca să facă business. Și eu am scris poliții de asigurare, toate clădirile sunt una lângă alta. Asta înseamnă o concentrare a riscului, că n-am o clădire aici, una la 5 km mai încolo. Și un eveniment negativ. Un eveniment mărade. Poate să fie altă companie care are expunere în piața de acțiuni. Totul alt business, cu totul alt risc. Și ce se întâmplă? O firmă de asigurări nu se intre în businessul de trading de, de acțiuni, da? în portofolii de acțiuni. Pe de altă parte, nu i place riscul pe care îl are. Riscă foarte mult în zona asta. Și atunci, poți să transfer riscul fără să transferi bunurile. Adică, tu-ți menții portofoliul de asigurare și uh, faci o tranzacție foarte specială, Ca astea nu sunt instrumente, pur și simplu faci un contract, că asta este. O firmă și transfer risc de miliarde. Și eu am intermediat uh, o asemenea tranzacție de 2 miliarde de dolari. Wow. Și am okay. lucrat la, la concept, la cum să calculăm, cum calculăm noi ce se întâmplă și cât plătește unul celuilalt în caz de. Sau este o primă. E ca un, nu știu dacă în România se cunoaște foarte mult, credit default swap. E un swap pe credit. De exemplu, dacă ai o obligațiune, okay. cumpere obliga obligațiuni de la firma IBM, Microsoft. Și dacă Microsoft dă faliment, nu-ți mai scoți banii. Ei, un credit default swap, practic tu plătești o primă cuiva, ca o asigurare, okay. pe 5 ani. Și ăla, dacă uh, falimentează Microsoft, îți dăție ție banii pe obligațiune. Ok, ok. okay. Da, da. Uh -huh. În fine, și atunci, mă rog, sunt instrumente în calculul astea cât să plătească ăla primă și cât e dauna și așa, sunt niște modele foarte sofisticate. La asta am lucrat eu. Foarte fain. Da, da, da. da. Și în, în decursul, deci eram și un om foarte tehnic, dar ajunsesem și într-o de conducere. Am fost vice-president când am plecat la. De la ultimul job corporatist. Și asta însemna că lucram și cu oameni, făceam management de acum, dar aveam know how și know how tehnic, tehnic și tot. Da, aici. da, da, da. Și a fost o carieră foarte faină. Uh, ce vreau să zic și mai devreme. Știu că, și poți să mă contrazici aici, evident, în State nu există vreo lege federală care să-ți dea, ție ca angajat, un număr minim de zile de concediu pe an. Corect? Corect? Da. Deci, ce concluzie? Nici, nici concept de maternitate nu există. Nici de maternitate? Nu. Wow. Asta nu, nu știam. Da. Surpriză. Și nu mai... Știu e un fel de consens, că 10 zile pe an, după primul an sau ceva de genul. Da. Deci numărul de zile e, îl negociezi cu angajatorul. A. Ah. Practic, deci pleci de la, la zero dă firma, și firma, aia e. Și depinde de forța de negociere a persoanei. A fiecare, în parte, da. da. Și cât de rar e jobul pe care îl vei ocupa. Și cât de valoros. Dar asta înseamnă că da, se muncește foarte mult. Se muncește mult. foarte mult. Bine, cred că și rata de burnout e da. ceva mai mare decât în Europa. Nu unde... e un lucru sănătos. Da, cu siguranță. Nu? Da, e cultura da. lor de. Asta e cultura. Vreau să ajung la diferențele de cultură între da. noi, ca Europa, nu ca România, că peste da. tot în Europa e da, da, da. o relație mai relaxată între uh -huh. angajator și angajat. Um... Și în state unde, da. În state e o cultură mai comercială decât în Europa, adică totul e pe muncă, bani, comerț, să ne cumpărăm lucruri așa, și uh, sunt foarte nebuniți după sport, fotbalul american și baseball, baseball și, și ce da. mai au ei pe acolo. Chiar mai mult decât în Europa, și acolo am observat că părinții, de exemplu, cu bani sau, mă rog, din clasa de sus, pentru ei e acceptabil să-și dea copiii să-i să pregătească să fie sportivi. Pe când la noi, în România, de exemplu, părinții noștri erau, nu, tu trebuie să înveți. Da, da. Adică, pentru noi, calea era să mergi la școală, să fii. Noi mai mult partea asiatică, să zic. Unde exact. Trebuie să fii doctor, trebuie să exact. fii avocat. Exact, exact, <laughs> exact. Da, în America nu. Da. Că eu, asta mă gândeam, că aveam colegi care tot aveau o situație financiară foarte bună și zicea, A, fiul meu face not de performanță și eu eram ă, not. <laughs> cum ajunge acolo? Da, adică da, e zi. ok să visezi să fii Michael Phelps sau mai știu eu cine, pe când în România. Acum nu știu cum s-au mai schimbat -au lucrurile S-au mai schimbat da. un pic cei drept, dar e și normal. Adică, da. toate părțile astea de sport nu-ți aduc câștiguri foarte mari. Sau ajungi foarte greu în punctul ăla în care mm. să câștigi ok. Da. Așa că noi din trecut, obișnuiți fiind cu ceva mai safe, da. duci în zona de doctor, unde măcar ești ok, ai o carieră, exact. nu te deranjează nimeni. Da. Da. da, da, da. Deci cam asta ar fi Europa de vest. Are mai multă cultură, mai multă istorie. în da. America e mai nouă. Absolut, absolut. Dar pe de altă parte America e foarte bună pentru afaceri. Uh, foarte dinamică. O cultură, foarte ușor să-ți începi o afacere, uh, ușor să o crești, adică ai parteneri de discuție, legislația este ok, mi se pare că Europa e mai uh, birocratică. Okay, okay. Da. În state ai foarte puține uh, blocaje care nu țin de tine și de afacerea ta, aproape deloc. Nu există o intervenție din asta care este du-te la registrul comerțului sau du la să-ți pune bețe în roate, deci susținerea e cumva mai da. Totul se poate face online, îți te ajută, îți okay. zic ei ce trebuie să faci, unde să, ce hârtii trebuie să faci, totul este automat, multe lucruri faine. Și atunci trebuie doar să ai o idee de afaceri și să o construiești. E corect. Și da. ambiția necesară. Și... Da. Nu da. te lupți cu birocratia. <laughs> da, da, Ceea ce în România e foarte aiurea, adică să fii antreprenor în România și felicitări apropo pentru Firmă și pentru așa. Mulțumim. mulțumim. Mi se Suntem pare... o echipă foarte mare. Și... Da, da. Mi se pare un act de eroism să fii antreprenor în România. Da, e... cu siguranță. E... Da, cu pentru sigur că e jumate din energie sau nu știu cât trebuie să <laughs> da, o <pui. laughs> Mai e o direcție în plus pe care n-ar trebui să o ai și da. ar trebui să te focusezi 100%. Da, da. da. Asta te -o sper să schimbăm. Da, da. Bun. Cum de te te-ai întors în România? Întrebarea de 5 puncte. Da, da, toată lumea e foarte curioasă. În vara lui 2016 eu venisem aici în vacanță, nu venisem să mă întorc. Da, ok. Da. Doar că se întâmplaseră alegerile locale în, la începutul lui iunie, cred că 2016. Și lumea era entuziasmată de rezultatele bune ale unor candidați independenți sau cu partide noi, cum a fost Nicușor Dan la București, Andrei Postolac la Iași, chiar de A din. fost, cred că Dan Mașca la Trugumură și au mai fost câteva locuri unde, cumva, în România, în mod independent, se ridicau niște oameni care voiau să facă politică altfel, și pe pentru cetățeni, pe da. adică dincolo de sistemul Corect. ăsta. Cam atunci a pornit mișcarea. Exact. Asta. Și urmau alegerile parlamentare în decembrie 2016. Și ce să facem, ce să facem, pentru că parlamentarele nu sunt locale, adică nu candidezi la tine în oraș. Corect. Îți trebuie un partid național, îți trebuie candidați în toată țara, e un efort foarte mare. Și atunci a venit Nicușor Dan cu ideea că facem din USB, USR, din Uniunea Salvați București, Uniunea Salvați România, și hai să lăsăm partidul și hai să muncim. Și mi s-a părut foarte entuziasmantă ideea și m-am apucat și eu să da, la partidul ăsta. Și... Gata, ai rămas și ai intrat acolo da, în, practic în rotiță. Da, okay. practic da, da. Dar eu nu aveam nici acte de România atunci, nici A, pur și deci simplu am... Planificase absolut nimic, o vacanță <laughs> și de acolo nu te-ai întors pur și simplu. Da. Ok, interesantă povestea. Da, pe de altă parte, eu mă uitam de 5-6 ani în acel moment la o carieră în domeniul public. Adică ieșisem din corporații, aveam firma mea Uh, și mă interesa să am o voce. Adică ori să fiu blogger, vlogger, da, okay, okay, ori să fiu okay. jurnalist, ori să fiu politician. Okay. Și eu locuiam okay, lângă, lângă Boston, în Cambridge, unde e Harvard, de mai și toate astea. Frumoasă și, locație, de altfel. Da, -imaginez. da, da, și cu foarte mulți bani. Uh, și în Cambridge uh. sunt vreo 100.000 de oameni, să zic, mulți studenți. Și eu ușor, mă gândeam să devin consilier local acolo. Oh. Ca prim pas. <laughs> și apoi mă gândeam, poate într-o zi voi fi și eu senator de Massachusetts sau cum era Elizabeth Warren sau, mă rog, au mai fost figuri. Hillary Clinton fusese senator de New York și, bine, acolo e așa o chestie pe termen lung, 20-30 da, de sigur, ani, poate de reușește, cariera. da, în politică. Și deci eu aveam, n-a fost, pentru că nu, evident nu s-ar fi întâmplat asta dacă nu exista o dorință de a spune ceva. De a face ceva. Corect. Și a venit pe fondul acestor gânduri ale mele de a um, intra în viața publică. Pentru că, în privat, noi fiecare avem opiniile noastre, dorințele noastre, nu? Dar nu contează decât dacă mai spunem și altora, public, adică ne asumăm în, în piața publică. Direcțiile pe care noi ne le dorim. Sigur. Și dacă noi rămânem persoane private, o să ne conducă cei care s-au băgat în piața publică. Adevărat. Da? Și trebuie să vorbim, trebuie să comunicăm, trebuie să ne organizăm. Și asta era dorința mea deja, pentru că simțeam că. Uh, tot timpul eu comentam pe Facebook în cercul meu de prieteni evenimentele politice ale zilei sau ale săptămânii și cumva după aia primeam întrebări, dar ce crezi despre asta? să așa un mini influencer. Și ți-a plăcut asta? și? Da, exact. În mod natural îmi plăcea să analizez politica și să o explic și altora. Uh -huh. Uh -huh. De aici a pornit dorința și așa am ajuns. Universul a zis ia du-te tu în România. Și rămâi acolo? <laughs> Te-ai te gândit vreodată că uh, Hai să mă întorc, hai să las tot aici Prea stresant, mă întorc în stat Da, pe... <laughs> în fiecare zi <laughs> Erau sigur. Eram sigur. <laughs> Era greu să nu, evident Da, da e, e stresant, e demotivant e ți vine să ții lumea în cap uh, Dar la un moment dat În primul mandat uh, Deci am, av am avut primul mandat 2016-2020, deputat Acum sunt în al doilea mandat după vână și ceva, am zis, ok, nu mai pot să trăiesc asta în fiecare zi, iarăși mă gândesc, ai ce-ar fi să mă întorc, ce-ar fi să renunț. Am zis, ok, azi stau jos, iau o decizie și aia e. Asumată și. Da, gata. dacă da. rămân, o termin cu fanteziile da, că da, 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 da. cum ar fi să fug și dacă plec, plec. Corect. Da, și mi-a fost mult prea rușine să renunț. Mi s-a părut că, dincolo de eu ca persoană, de mine ca persoană, că oamenii ar fost dezamăgiți, cumva am simțit că ar fi dezamăgiți de posibilitatea oricărei persoane, nu doar a mea. Adică, bă, uite, și... Adică ne descurajăm. Când cineva renunță, corect, corect, vrem corect. și noi să renunțăm. O reacție în lanț poți să, da, poți să da, cu chestia da. asta. Și da. atunci am zis, bă, poate eu obosesc, stau pe aici, obosesc, dar vin alții din urmă o să zică, uite, Cozeț a băgat, hai să ne băgăm și exact, noi. Exact, exact. Da. Și a intrat în proiectul ăsta pe termen lung și da, tot exact. stă acolo și da, ne da. și lucrează. Și e, e foarte da. greu. Mă încântă când oamenii își dau seama cât de greu e. Pentru că asta înseamnă că totuși simt că e un efort. Absolut. Da, da. Ei, și după ce au venit, a venit 2020, deci decizia evident a fost gata, rămân, am făcut o promisiune, nu fugim Merg acum, ea, dacă asta -am gata. este, e da. greu, viața e lungă, am timp la pensie să... <laughs> să mă întorc. acolo exact, dacă ceva. Da. Și um, apoi uh, au venit localele din 2020 când am candidat la primărie și deja mizele încep să fie mult mai aproape de suflet pentru că una ai să fii deputat, ok, te duci, faci lege, ceva destul de abstract. Dar aici în Iași să simți că ai putea să faci ceva, să realizezi în potențialul. Tău, unde ai crescut exact, și ai exact. m-am da. născut și am crescut aici, deci până la 22-23 de ani aici am fost. Și e un atașament emoțional, fără, fără niciun dubiu. Nu știu tu unde e. În Iași. Da? M-am născut, am crescut, da. deci, da. Simți, nu? forța locului. Rezonez, rezonez 100%, da. Foarte adică poți sunt să... foarte atașat de oraș, în primul rând. Adică da, eu da. personal sunt nu mai atașat de oraș decât de România. Adică Iașul după primează Așa după e. România. Și eu la fel. <laughs> <laughs> Sper să nu <laughs> fie interpretat negativ Tăiem asta. De dar... <laughs> Da, și cumva simți... Am luat 30% în alegeri, un scor care a fost foarte bun. Fost foarte bun, da. Da, și îmi doresc să candidez din nou în 2024. Sper să câștig. Construim acum o echipă foarte puternică, adunăm mai mulți oameni. Dincolo de faptul că iubim Iașul, există și chestiunea asta de potențial. Că vorbeam la începutul emisiunii că te duci să-ți realizezi potențialul. Pleci în străinătate, că ai un potențial. Acum simt că aici e potențial foarte mare. Nu? Sunt oameni da, da. care Perfect de acord, da, au mulți, da? da, care au familie aici și administrația cumva e mult mai jos decât mediul privat. Mediul privat a luat-o foarte tare înainte Cam așa ceva, da. și administrația se chinuie să instaleze o plăcuță cu afișatul <laughs> timpilor în stație. Cam așa e, cam da? așa e. Adică cumva astea... e trasă. Privatul se duce cu da. viteză foarte mare și automat e trasă și administrația, că e greu să rămâi chiar la da. nivelul ăla. La hârtie. La hârtie. Adică te mai trage câte un pic, câte exact, un pic, că ai a exact. 10 km, te mai trage și pe tine 300 de metri. Și da. da. Ei, asta trebuie schimbat. Și tot ăștia noi care venim din privat și din străinătate, trebuie să facem lucrurile astea. Adică e o chestiune pentru orașul nostru. Sigur. Da. Și atunci am devenit mai motivată. Acum nu mai gândesc în uh, fiecare zi, A, ce mă fac, e prea stresat. Am dispărut un pic gândurile alea și Da, da, mă gândesc, ok, hai să construim ceva mare. <laughs> Bun, hai să mergem un pic la cripto. Așa. Din moment ce ai o experiență puriașă în zona, în zona de finanțe, sincer, mi s-ar fi părut foarte ciudat să nu ai expunere la cripto, mm -hmm. dar știu că ai. Am. <laughs> când, când ai investit în cripto și cum, cum ai ajuns acolo? Um, cred că acum un an sau doi ani am început. Uh, mă uitasem la spațiu dinainte, dar n-am avut timp în primul mandat, 2016-2020, nici nu știam pe ce lume trăiesc. A trebuit să mă dezmeticez puțin în politică. Uh, mi se pare că tehnologia s-a maturizat, că oamenii nu mai este ceva de super-nișă. Acum cred că la nivel european 10% cred din cetățenii au ceva în criptă. Știu că la noi cred că erau în jur de 7, 7-8, cred, da. cred că media era 6-7 pe Europa, dacă ținem da. de bine. În orice Sigur, dar oricum nu medie mai este 0,1%. Da, așa, sigur. în state sunt un pic mai mulți. Și atunci nu mai este ceva, o aventură totală. E ceva incipient sunt, ne uităm la capitalizarea de piață, adică au ajuns la valori foarte mari și începem să vedem și aplicații reale, adică la ce ar putea să folosească chestia asta pentru că multă vreme critica a fost uh, blockchain-ul e o soluție la o problemă care nu există <laughs> avem o soluție dar nu avem o problemă acum ce facem? Așteptăm problema exact <laughs> și acum vedem că eu, Sunt soluții reale, mai multă lume începe să înțeleagă asta și ne uităm la securitate, nu? La sistemul bancar. Eu cred că tot sistemul bancar va fi în locul ei de, Absolut. de, Perfect, de acord. Da, da Și chiar, adică, băncile centrale. Băncile centrale se uită la uh, cripto ca la o tehnologie pe care ei să o implementeze că avem partea privată. Nu știu dacă uh, multă lume știe de inițiativa asta a băncilor centrale, a Fedului din state. Uh, chinezii au o inițiativă foarte mare. Cripto nu mai este doar o chestie uh, privată. Guvernele se uită foarte serios la tehnologia asta. Și au intrat jucători foarte mari în piață, deci. Așa automat. este. Așa este. Deci am ajuns la un nivel unde cred că suntem acum. Uh, în anii 90, cu dot.com, când toată lumea își făcea un site. Exact. exact Acum exact. toată lumea își făcea o monedă. Da, corect. Da, și cumva asta pentru mine a însemnat că, ok, este de fapt un potențial foarte entuziasmant de tehnologie care ar putea să revoluționeze planeta, așa cum internetul, adică internetul a schimbat, ne-a schimbat viața radical. Și mulți nu le înțelegem. Da, Eu ce nu le înțelegem? Da, da, da. Adică dar noi nu la înțelegem. Fel și cu blockchain-ul. Multe persoane nu le înțeleg, dar o să ajungă ca internetul în care nu o să avem nevoie să le înțelegem. Exact. Dar o să fie pur și simplu. Acolo. De sub, o să fie acolo. Da. Vei face o plată cu telefonul, tu nu Absolut, știi cum funcționează. Și nu te mai interesează. Da. Da, da, da. Cum te interesează? Cum funcționează foarte multe lucruri? Mai nimic. Mai nimic, exact. <laughs> cum, știi, funcționează e cum funcționează wifi frigiderul? cineva cum funcționează wifi-ul sau Nu știu nimeni. Sau fierul de călcat. We don't care. <laughs> exact. Corect. Da. E, hey, are uh, potențialul uh, blockchain, da? da? Potențialul evident de a rezolva foarte, foarte multe probleme. Și atunci... Uh, Na, am zis că hai să investesc și eu. Dar să vorbim puțin de riscuri, nu? Că, sau de, de sigur. strategii. Da. În cripto, eu pun doar banii de care n-am nevoie. Okay. Adică nu. Dacă îi pierzi pe toți, ar trebui să fii ok cu asta. Cam asta trebuie să fie înțelegerea de tehnologiei. E o piață foarte imatură, raportată la piața tradițională, Correct. care e de Correct. 400 de ani. Da, Volatilitate imensă, adică vorbim între 60 și 100% pe lună la monedele ok, la <laughs> celelalte e. e Ai crasnic. un procent din cât investești. Um... Un procent la loci în cripto sau pur și simplu ce rămâne acolo? Ce rămâne pe E <laughs> mai mult ce rămâne. Ce rămâne nu? Dar probabil din ce aș putea investi e undeva la 10%. Mult, Ok, da, este. Destul de mult. Este este. Da, eu n-am... Dacă îi pierd, nu îmi pare rău cum ar veni. A, asta e, mi se pare cea mai bună atitudine. Da Și, nu, și nu, cea mai bună strategie. Nu simt că voi fi rănit, adică nu pot să mai mănânc de sau să îmi plătesc chiria sau să mă duc în vacanță. sau așa. Deci, e important. Unul, nu pui în cripto bani de care ai nevoie și pe care vrei să construiești, adică să economisești pentru un apartament sau o mașină sau de ceva. Corect. Doi, e foarte important să uh, diversificăm. Adică, am mulți prieteni care... Am, am descoperit, investesc în uh, monede care le plac. <laughs> știm, știm. Așa. Și de multe ori sunt obscure și sunt șocată. Zic, bine, dar toți banii tăi, indiferent că ai băgat 1.000 sau 10.000 de euro în cripto, toți banii tăi sunt băgați în niște no-names. Da, da, ce potențial mare. Zic, da, da, potențialul este la fel de mare să-ți pierzi toți banii. Absolut. Așa. Și atunci, ideea este ca undeva la jumătate din portofoliu să fie investit în monedele mari, Bitcoin, Ethereum. Eu cam așa fac, ascult regula asta de 50-30-20. 30%, 20, 30 în 10-20 de monede medii și 20%, poate chiar 10%, în sutele de proiecte total nu știu... Ce monede mai obscure ai? Uite dacă și sunt bai, nu. aici. Și mai nu. <laughs> <laughs> nu e chiar obscură nu, 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 deja e foarte mare adică a fost în top 10 după market cap da, da, come on <laughs> chiar. market cap de 30 de miliarde și da, dar totuși da, bineînțeles Perfect da. De acord. acolo pui 100 de dolari nu exact. 1000 Așa. deci e foarte important dacă vrei să te duci în zona de cripto să deții în mare parte monede mari și stabile da, să măcar medii nu știu monero sau mai știu ce um... Ceea ce nu, se pare că nu este evident pentru mare mare pare evident dar parte din oameni. Adică eu, pe cine mai știu că investește, nu respectă regulile astea. Se crede că are un insight. Știu eu, îmi place, mie simt. Nu, nu, nu se întâmplă lucrurile astea. Apoi, E chestia de emoție. În finanțe, pentru că am lucrat atâția ani în, în domeniul ăsta și noi am lucrat cu traderi care sunt oameni și care au tendința să creadă că știu ei și au un insight <gânt> și au tendința să, așa, în băncile mari sunt reguli. atât Numai atât per tranzacție, numai atât per instrument, numai atât incorrect. per companie, numai atât Asta așa. Asta e risk management. La exact. One on one. one, on one și one. atunci um, trebuie să ai reguli de limite cât per uh, monedă, de exemplu. Da? și cât per tranzacție. Adică nu da, să zic că ai limite de 1000 per monedă. O, cumperi toți 1000 odată sau faci dollar cost averaging. Da? Cu... No. E, și atunci eu am reguli și pentru unele și pentru altele. Și în care e strategia? De... De, nu știu, urmărești ciclurile pieței? Eu... Sunt acum, eu mai, sunt mai mult pe buy and hold pentru că okay. cred că viitorul e potențialul real se va realiza în câțiva ani. Deci o formă de DCA. Exact, da. așa. Însă, dacă se depășește. Eu nu sunt foarte sensibilă la, la pierderi sau la câștiguri, pentru că am zis: banii ăștia Sigur, sunt acolo, nu așa. Da. Um, însă, dacă câștig mai mult de un procent, să zic uh, între 50 și 100%, chiar la 50% aș putea, uh, vând. Ok. Pentru că, sigur voi prinde o oportunitate pe, da, pe să mai da, scadă da. Da. Na, dacă s-a dus Bitcoinul de la 30.000 la 60.000, am vândut probabil la 50 de da. mii. Okay. Așa. Deci, oportunistic vând și cumpăr, dar doar când sunt variații, variații de preț mai clare. Mari, nu? Da. Este clar că da. okay. e o oportunitate foarte mare și atunci am, am vândut pe vârfuri, când scade lumea e mai atentă, chiar dacă piața e foarte jos și când ai cumpărat la 45 de mii zici, ai băi, dacă ar fi la 30 de mii și când ajungi la 30 de mii uh... mm, parcă merge mai <laughs> jos parcă merge <laughs> mai jos, <laughs> da, da, da. exact da, și atunci am și praguri de unde cumpăr și unde vând, indiferent și de multe ori, de exemplu la început ai senzația asta că pierd trenul, că dacă nu cumpăr acum, Absolute. se duce în sus și gata, <laughs> da. nu mai prin trenul ăsta Asta e investiția deși bazată e, pe emoții. Da, deși e prea scump. Știi că e prea scumpă chestia aia. nu trebuie să dai bani la prețul ăla și totuși te tentează, da, vai, da, că o da, să da. crească și nu mai prin și nu știu ce. Și fomo, astea sunt. Da, da fomo fomo, merge. Da, da, da. da. Și de, la fiecare monedă mă uit la datele istorice, mai văd eu ce se mai întâmplă, pe ce tehnologie sau ce potențial are și îmi setez un preț pe care eu îl consider corect. Și acum, vreun an, când erau prețurile foarte mari, stăteam și mă uitam așa, nu puteam să cumpăr nimic. <laughs> tot <laughs> e prea sus. Ce da, tot era prea scump și mă gândeam, da, băi, da. vreau și eu să bag niște bani și nu pot. Și a venit vara, și, da, în vara anului da, trecut. Da, că da, că da, da, da. Și am mai cumpărat, am fost... mai cumpărat și la prețuri mai măricele, dar după aceea am cumpărat și la prețuri mai bune. Deci foarte, chiar și pentru un profesionist, când e pe banii tăi, adică nu ești la firmă, ai, ai tentațiile astea. Sigur, să, da, sigur. Vreau, vreau. Greu să vreau, le controlezi vreau. tot timpul. Da, Foarte greu. Da, cu toate da, că știi, da. ai o structură și cu cât da. structura asta e mai bună, da. cu atât e mai ușor să le controlezi, dar tot devine dificil pe locul da. Da. Ei, Și eu mi-am scris într-un spreadsheet cât am pe monedă, cât pot să pun. De exemplu, m-am entuziasmat la un moment dat cu, cu Elrond, cu E-Gold și românesc. Adică a fost emoție 100% și nici nu mi-am dat seama. Pentru că n-a fost emoția tipică de e sus sau e jos. A fost emoția de e românesc. E românesc, nu m-am mai confruntat și... niciodată cu chestia asta că e românesc. Și am cumpărat mult peste limita. După aia am zis, băi, am trecut limitele cu 300%. <laughs> <Ce>? <laughs> 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 și în fine, dar la un moment dat a crescut foarte tare. Am vândut 200%. <laughs> Și, și am revenit deci a fost în, okay. în, în limite, da. 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 Dar e important fiecare să-și scrie limitele lui. Nu bag mai mult de 1000 de euro într-o monedă. Nu tranzacționezi mai mult de nu știu cât. Corect. Da. Și să-și găsească și strategia de investiție. Adică sunt da. trader care fac asta zi de zi, fac trading da. zi de zi, uh, swing trading, fac o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, iau pe termen lung cu. Da. Și țin Eu n-am timp lani, să fac, cicluri. adică să stau să mă uit în piață în fiecare okay. zi. Și știm că n-am timp. ți foarte mult timp. Da. E foarte nu dificil să... să faci asta. Da. Dar chiar tu te ocupi de toată povestea asta, tranzacții, da. stocare, tot, 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 tot. Da. Deci găsești timpul să faci chestiile astea, că totuși. Durează puțin, chiar, chiar, dacă faci buy and hold. Adică, da, da, odată ce ai conturile setate da. pe o platformă, în ce îți place, Binance, Kraken sau Coinbase. Adevărat. Da, și ai intrat în platformă, stai, ok, câteva zile stai numai pe acolo. Să înveți tot, bineînțeles. <laughs> da. da, vezi cum funcționează, nu știu ce. Eu nu m-am băgat pe futures, nu m-am băgat pe tranzacții din astea cu risc mult mai mare, pentru că trebuie să stai cu ochii pe ele. Ben, și știind că dacă... Se întâmplă ceva în politică și tot timpul se întâmplă ceva în politică. <laughs> nu o să pot să mă ocup, nu are sens. Corect. Și de asta m-am uitat pe platforme, am învățat așa și tot timpul am uh, ordine limită, cum se cheamă, limit orders, uh. adică nu în piață. Practic, pui o comandă, când prețul ajunge acolo, o Da, așa. Sau da, când da, da, prețul da. ajunge da. acolo, vinzi. Sport, și nu trebuie da. să stau cu ochii pe piață. Da, Corect, corect. Da. da. Am niște lucruri care îmi plac, și niște prețuri care îmi plac, și pun acolo ordine. Le lași acolo și. Și când ajunge, primesc o notificare. Ai cumpărat Corect. nu știu ce. Bun, super, treci acolo. Da, 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 da. Cam asta e ca să nu stai cu ochii pe Corect, portofoliu. Da. Da, tu ce faci? Cum... Eu, tot ceva de genul. Trading nu fac foarte mult, încerc să diversific pe cât de mult posibil. Uh -huh. Încerc să. Mă uit foarte mult la ciclurile pieței, deci mă interesează cel mai mult ce se întâmplă la nivel macro și cam asta încerc să cumpăr cât mai jos, evident, fac DCA când mergem în jos, da, când atingem da, un bottom, da. când începem să mergem în sus pe un rally, ceva de genul, atunci încep să vând și eu treptat. Și that's it, nu fac trading în fiecare zi niciun an în timp și uh -huh, uh -huh. Nu, nici nu mă pasionează neapărat chestia da, asta, da, da. tradingul zilnic, că mă stresează foarte tare, sincer. Da, e. Să stau sar. să urmăresc tot da. timpul ce se întâmplă și da, eventual da, și cu leverage, e. Nu. No. <laughs> n Da, 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 prea mult. Plus că mi îmi plac și NFT-urile, mă uit și acolo destul de mult, și încerc să le studiez și să uh -huh. speculez și acolo ce se întâmplă. Okay. Și deja ocupă foarte mult timp. Da. Ce proiecte mai apar, ce, ce se întâmplă cu proiectele pe care le-am în care am investit deja. Da, trebuie să, să le vedem. Le că... și monitorizezi. Exact, și analiza asta fundamentală durează și asta, da, le monitorizezi. Uh -huh. Da, da, da. Deci, da, cam asta e strategia. Și acum ai cumpărat în downtrend-ul ăsta? Am cumpărat puțin, ieșisem în stablecoins, uh -huh. 90%, 90 cred. Da. Am cumpărat de o parte, da, pe downtrend, și Dacă acum am mai stăm aștept uităm, aștept nu? un nu da. Uităm să așteptăm, ne uităm. așteptăm. Ok. Cred că va merge mai jos, deci mai așteptăm un pic. Da, da, da. Și după, da, gata, cumpărat tot. Monedele care mă interesează. Da, da, și da, acum da. asta mari, sigur că mm. într-o perioadă, într-o structură de asta a pieței când. Totul scade și suntem pe downtrend. Uh -huh. De nastea mici, că nu se mai uită nimeni la ele. În exact, care. exact. Da. Avizămătorilor. Avizămătorilor. Ce cei amatorilor. care le-au exact. mai băgat toți banii în... Deci, acum, da, Ether, Bitcoin. Da. Proiectele mari de infrastructură, Solana și astea. Și da, da, da. Foarte mm. bine. Bun. În uh, Parlament, uh, ministere și mediile astea care interacționezi uh -huh. destul de des, uh -huh. se vorbește de cripto. Există subiectul ăsta, există interes pentru nu, subiectul ăsta? Nu. Nimic? Nu. Zero? Nici la culțuri, acolo, ceva mai. Nu. mai obscur. Bă, uite, am auzit de o chestie. Nu. Nimic de genul. Nu. Extrem de. Chiar n-am Sunt și dezamăgit și abordat, impresionat deci în la timp. Da, nu, n-am avut nicio conversație la muncă despre cripto. Și următoarea întrebare. Și știu că nu mulți parlamentari au. Nu știu dacă voi v-ați uitat la declarațiile de avere. Nu, la. Nu cred că au, uh, nu cred că dețin cripto. Știu că și la noi în primărie, cred că Daniel Juravle, nu mai știu, sunt uh -huh. două trei persoane care dețin cripto. Uh -huh. Am bănuit că fenomenul fiind din ce în ce mai mare, Ancă au mai -a apărut ajuns, care n-a da, ajuns chiar. Nu, nu. A trecut pe sub radar. Da, poate și chestie de vârstă. În mediile astea, foarte da, mult a sens arat, Sunt da. oameni mai în vârstă. Și atunci, cred că e un fenomen mai degrabă al tinerilor. Apoi. Da, foarte bine punctat. Nu? Da. Și mă duce și la următoarea întrebare. USR-ul, care e un partid modern, tânăr, cu da. foarte mulți tineri, bazat pe tineri și da. tot așa, ce poziție are, nu știu, față de cripto? Uh -huh. În USR sunt mulți care au. Sunt si. Da, am colegi de partid. Chiar crypto. ai și fost surprins să nu fie. Da. Uh... Nu e încă un subiect pe care l-am abordat, așa central, dar probabil o să vorbim de impozitare, cum impozităm, cum să fie mai ușor să declar. Am văzut acum că. Declarația unică, nu? Site-ul are un modul în care poți să-ți aplodezi exact. sau cu API-ul să te conectezi, deși n-au pentru Crache, nu aveți <laughs> pentru Crache. <Kraken. laughs> Așa, ci că e în construcție. În construcție? Bă. Da, da. Deci, cam asta e, noi trebuie să ne uităm la ce putem noi să facem în legislativ, cum se impozitează și. Un după ce... Legal, ce... da, da, da. da, da. El, și... Acum mai există ceva în codul fiscal, că normal exact, trebuie să exact. declar și. Da, declar și ce 10%. Și, da, da. Uh, dar știu că au fost mai multe neclarități. Dacă ții banii în platformă, se consideră că ai făcut câștiguri, dacă pui dintr-o monedă în alta. cum Adică, încă da. sunt neclarități. Și, Exemplu. Da, e nu de dificil scos, să Eu nu am scos niciun bani de pe platforme, doar am tranzacționat. Uh, și asta s-ar putea interpreta că nu, adică ne transferând într-un cont bancar. Mi se pare normal să, să nu, nu fie taxabil. Că, da, eu am, am, plătit taxe chiar așa, așa ca să mă asigur că... Da, mi se pare normal. Așa, așa, tot e bine. Persoană publică în politică. Exact, exact. Dar ar trebui să clarificăm lucrurile astea, nu? De acord. Cum... De acord, de acord. Dacă sunt intrări, ieșiri și facem... Da diferența între intrări ieșiri sau, da, fiecare tranzacție pe platformă în ceea ce ar fi extrem de complex și da. greu de făcut. Da. Da. Eu asta am făcut când am declarat de Să <laughs> <laughs> îngrijesc tranzacția, mai puțin în perspectiva asta. Da, oricum, pentru un partid ca USR, mi se pare că zona asta de cripto poate să fie o plajă de susținători da. Foarte mare. Că Așa este. În momentul în care nu e abordată uh -huh. de nimeni, la nivel politic, mi se pare. Da. Și ok, acum este la un nivel, dar într-o creștere exponențială. Clar, Cred că în curând va fi deveni cu siguranță. Un, un subiect mult mai mare. Cred și eu. Da. da. În 3-4 ani sunt sigur. Da, da, da. Deocamdată, acum nu există presiuni pe legislativ Adăvărat. să vină oamenii și să zică, Domnule, avem problema asta uriașă. Corect. Oamenii nu, da, mulți au probabil sume relativ mici, cei care au sume mari declară ei ce Exact. consideră. Corect. Nu? Da, da uh, și Deci nu, acolo. Avem, nu avem o, o problemă legislativă mare. Da, deci de aici va porni. Va crește și deci presiunea asta, Așa presiunea cred. pe legislativ și da, da. Da, da, da. Cum e ca femeie în politică. Aule. <laughs> <laughs> Groaznic. Groaznic, nu? Da. E groaznic. Sunt foarte multe prejudecăți subconștiente. Adică oamenii poate la nivel conștient nu cred că ești mai puțin competent dacă ești femeie, dar la nivel subconștient absolut. Cred se vede asta. chestia asta, nu? Da. Și atunci ne uităm la guvernul României de acum. Este o singură femeie, doamna da, firea, la un minister punctat. proaspăt inventat, ministerul familiei. Adică ăla nu e un minister, da? În rest doar bărbați. Ceva. În guvernul trecut, la fel, adică nu, nu mai sunt femei în guvern, au dispărut. Uh, nu prea sunt, dacă ne uităm, sunt 3200 de primării în România, foarte puține femei, cred că sub 10%, deși eu cred că ar fi primărițe foarte bune. La 100%! Femeile, deci nu ajung în Parlament cred că suntem undeva la 20%, ceva de genul ăsta, ceea ce e mult. Crezi că nu sunt împinse în față mai multe femei sau că nu intră în politică destule femei, tocmai că, nu știu? Că nu le place, te da, exact, atmosfera. Exact, da. Ambele. Deci, de Ambele. exemplu, dacă eu vreau să recrutez femei, este foarte, foarte greu. În general, spun, mă duc acasă să vorbesc cu soțul meu și în discuția cu soțul ei. Rezultă că, de ce să te legi la cap dacă nu te doare? Corect. Da? Da, da. Scandal, panorama. Ce să faci acum? Avem da. copii, ne exact. trebuie liniște. Viața relaxată, l-ați alte persoane. Da. Exact. Și atunci, femeile sunt mult mai puțin dispuse să intre într-o poziție uh, asumată, publică, să fie consilieri locali, județeni, parlamentari, ministri. Neavând femei dintre care să alegi, iarăși, nu ajung. Iarăși, da? e o din problemă, ce mai și, puține, da. da. Și asta e și din cauza atmosferei. E o atmosferă da, destul de neplăcută. <laughs> Aici un uh, un lup negativ, așa care. Da, 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 da. Asta cumva trebuie schimbat în România, pentru că femeile au abilități de lideri, pot construi coaliții, sunt mai puține orgolii, au orgolii mai mici. Bărbații tind să aibă intre să ducă la extrem în lupte din astea de mascule alfa, cine e masculul alfa și se bat între ei și da, se alege da, da, praful de în și... proiecte, pe când femeile sunt socializate și să fie mai cooperante. Și fie... asta e normal să fie. Ambele părți acolo să fie o dinamică sănătoasă. Da, da, da. da. Asta trebuie ca și să, că, să ajunge la un echilibru. Oameni competitivi, că dacă n-ai fi ambițios și competitiv, n-ai ajunge să. și ajunge la cel mai bun echilibru. Da, dar nici să păjolești tot și să <laughs> <laughs> nu rămâne nimic după <laughs> război. De asta ar fi foarte, foarte fain să avem undeva la jumate femei, jumătate bărbați. Minunat, bineînțeles. Da, mai avem până acolo. E foarte greu. Și când sunt femei în politică. Femeile, de exemplu, se uită la mine și spun, dar eu nu vreau să trăiesc cum trăiești tu. Adică. Deci aș asta? Și, Exact. Nu e ca și cum experiența unor femei încurajează pe altele să intre. Da. Zice, a, dar toată e viață grea. Nu, nu vreau să fiu ca tine. Merg în altă parte. <laughs> deci. Da. În fine, cred că o să reușim. Ne trebuie măsuri sistemice. Adică am avut discuția cu cotele de gen. Știu că e o chestie care pare extrem de antimeritocratică. Dar să ne uităm la bărbați. Nu ca și cum bărbații care ajung unde ajung sunt pe merit. Nu că sunt niște coaliții, niște negocieri, nu? Ne uităm la cei care au ajuns miniștri sau parlamentari. Bineînțeles. Da? da? E în funcție de, da. de partide, ce să împinge ce în față. Se împinge și, în față da. și ce aliați și ce agenda au persoanele respective. Și atunci, statistic, nu poți să zici că femeile nu sunt acolo pentru că nu merită. Nu. Bineînțeles, dar nici nu ar putea cineva da. să vină cu argumentul ăsta, că nu are cum să fie. Și atunci de asta, neavând o rezolvare naturală, nu intră femei pentru că nu le place, după aia pleacă femei, în țările vestice singura soluție care a funcționat este cumva să obligi domnule, ok, cineva trebuie să se bage, ok. O să vină cineva, hai să <laughs> vedem. <laughs> Și cumva normalizezi, adică elimini prejudecățile da. prin faptul că le vezi acolo. Exact, exact. Dar să ne uităm la maia Sandu, e că nu? Foarte entuziasmant. Bineînțeles. Și câte da, femei a adus lângă da. ea, da, 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 nu? prim-ministru, da, ministru de interne, de, de finanțe, de nu știu, sunt multe femei. Acum procurarea. Da, 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 recet de adus -o din, da, a uh, adus-o din stat. Da. Da. Adică, uh, vedem că se poate. Și fain că odată ce se ajunge într-un punct în ala, cum e asant Sandul Moldova, se schimbă și mentalități. Și după se duce în jos exact. și automat. Da, oamenii da. se obișnuiesc. Se obișnuiesc cu chestia asta, a, asta sigur. E. Da. da. Mai avem până acolo. Ba, sigur. Pas cu pas. pas, da, cu pas. Da, da, Bun. Da. Am văzut-o, cred că ultima conferință de presă cu tine și cu Marius Bodea uh -huh. uh, și amândoi sunteți foarte determinați să luați primăria Iași, ceea ce e foarte fain normal. Uh, credeți că persoana care nu o să candideze o să o susțină pe cealaltă care o să candideze uh -huh. cu toată energia ca să poată lua primăria? E evident că e nevoie de... Da, absolut. Eu cu Marius am avut conversația asta, am zis, ok, acum avem o șansă reală, este un culoar deschis pentru primăria Iași. Exact. Deja sunt o majoritate, cred, a ieșenilor care vor mai mult, nu doar gazon și panseluțe, vrem mai mult. așa. Suntem, și, suntem uh, mulți. Da, dacă noi nu ne înțelegem eu și cu Marius, nu va fi bine. Și am, am îngreat. Am agreat când doar unul dintre noi va candida, vom colabora pe toate proiectele, vom aduce o echipă mare în jurul nostru, în tot ce înseamnă urbanism, mobilitate, mediu, învățământ, sănătate, servicii sociale, absolut tot ce e important în orașul ăsta, vom aduce oameni care vor colabora între ei. Și uh, asta e foarte important, pentru că înseamnă că avem 2 ani până la alegeri să ne pregătim. Uh -huh. Și nu doar că, ok, o să câștigăm alegerile, dar nu vrem ca în primul an de mandat să stăm să ne uităm pe acolo, să ne întrebăm noi uh -huh. acum ce, ce facem, facem? Ce da, pe cine, cine ar putea să se ocupe de <laughs> nu știu ce. Adică din prima zi... Să fie deja da, structura, da, structura da. făcută Oamenii și... pregătiți cine va conduce compania de transport public. Care sunt problemele acolo? Cine va conduce Salubris? Cine va conduce ecologii. Care sunt toate procedurile? Exact. Nu trebuie sunt... să schimbi niște oameni eventual. Da, Iarăși, da, da. De la că procedură nu șor, la adică... proiect. Exact. Ce va face omul ăla? Cum facem transportul public să fie mai atractiv, mai rentabil? Cum economisim banii primăriei? Și cel mai important, apropo de asta... Cum aducem foarte mulți bani în Iași. Deci, eu ca primar, îmi doresc să fiu primarul Iașului și consider că treaba mea nu este să mă ocup de ce ar trebui să se ocupe șefii de servicii, directorii tehnici, să mai asfalteze un drum sau așa. Asta nu e treaba de primar. Primarul trebuie să aibă o anvergură internațională ca să poată vorbi cu oameni de afaceri pe care se i aducă în Iași. Și în momentul când noi aducem mai multe afaceri în Iași, bugetul local va crește. De exemplu, Cluj -o are pe an, pe an, 50 de milioane de euro în plus banii lor la bugetul local, nu fonduri europene sau alte lucruri, da? 50 de milioane de euro. Deci din doar ne, automat, în fiecare an, faci. în fiecare pe an faci un stadion. Faci un da, crește o grădiniță, parcare, da, o parcare poate să coste 2-3 milioane, poate să coste 9 milioane în funcție de unde o construiești, subteran, suprateran, câte etaje, da? Deci ei pot să-și facă câteva parcări, o creșă și mai știu eu ce, în fiecare an. Și de ce? Asta vine din defalcarea impozitului pe venit, adică iau mai multe locuri de muncă, mai bine plătite, la aceeași populație. Asta înseamnă că ea și încă are prea mulți oameni în zona gri, prea mulți pensionari, prea mulți oameni care au salarii mici. De ce? Pentru că nu am adus aici suficienți bani. Treaba mea ca primar va fi să aduc foarte mulți bani în iași. Ce mă ajută? Vorbesc engleza fluent, la nivel nativ, am un background în business, am studii de nivel înalt și atunci am învergura să vorbesc cu oameni de afaceri care au portofolii de miliarde, să îi aduc în iași, pentru right. că ei simt că vorbesc cu un om. Care înțelege businessul lor, nevoile lor zis, și care a fost la ce și se așteaptă. Exact, exact. Deci, primarul Iașului trebuie să fie o astfel de persoană, cu o anvergură înaltă de, de business. Restul sunt chestii administrative. Din păcate, acum în Iași ne ocupăm doar de chestiunile curente, nu de investiții, cum să dezvoltăm, să creștem. O, să mai asfaltăm, să mai punem niște flori, să mai. Ce? trebuie să mai peticim aici, da, mai apare exact, o problemă, vedem exact. cum o rezolvăm pe aici, deci, și așa mai da, departe. Adică, Chestiuni minore da, de gestiune curentă. Se vede. Asta se vede și pe pagina de Facebook a primăriei, nu știu. <laughs> da. <laughs> Ca să vede ce se postează acolo și îți cam dai da, seama, face exact, o radiografie exact, foarte ușor. Exact, Dică, exact. Ori noi trebuie să turăm Ce acolo? Am asfaltat X. nu mă interesează chiar. Da, 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 O stradă asfaltată din Valea Lupului sau mai știu eu, de unde. Da. Adică suntem la nivelul de mai facem cura prin casă din Da, da, da exact. <laughs> <laughs> facem frumos pentru. Da, mai spunem <laughs> niște rufe, invitație. mai măsurăm. Exact. Ori noi trebuie să fim la nivelul de construim case noi. Bucur, da, cu o viziune da? pe termen lung. Exact. Cel puțin exact. 10-15 ani. Da. Deci, practic, oamenii care au crescut în sistem sau au crescut prin alte partide, sunt mulți oameni care se pricep, au competențe dar nu la nivel de primar. Pot uh, contribui la nivel de gestiune din asta curentă a problemelor de zi cu zi. Și eu sper ca acești oameni să rămână acolo, să-și facă treaba, să facă viața mai ușoară pentru cetățean. Sigur. Da? Și Iarăși foarte important. Da. Primarul să se ocupe de atragere de bani. Foarte mulți bani. Ăsta e obiectivul meu. Super. Sună bine. Da. Și un exercițiu de imaginație. E 2024, ai câștigat primăria, te trezești în prima zi. Ce lucru cu impact major, evident, uh -huh. ai schimbat prima dată? Ca foarte important, care te deranjează. Uite, pentru uh -huh. mine ar fi, de exemplu, prima zi, mașinile parcate pe trotuare. Cu toată lumea, ședință, le-ați ras până mâine, dacă nu, pe urât. Da. Ce-ai face de genul ăsta? Um... Nu poți să zici până mâine, trebuie să dai oamenilor... Până mâine, știe. Exagerezi, bineînțeles. Pe, pe mine nu e presiune, eu nu o să fiu primar, așa că. Da, 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 da. Lucrurile astea trebuie pregătite. Adică, da, revin la. Vreau să mă refer la asta cu mașinile și parcările, și după aia vorbim și de, de prima zi. Um, e foarte greu să impui obligativități dacă nu dai o soluție. De exemplu, dacă nu construiești o parcare, să n-ai o soluție pentru om, îți zici ok, dar n-ai voie să parchezi pe stradă. Și el a zice, păi și unde să parchezi? Și atunci probabil ne va trebui un an sau doi să începem să amenajăm locuri de parcare, astfel încât să eliberăm prima bandă. Pentru că omul nu poate să-și ia mașină în casă. Trebuie să-i amenajezi undeva. Sigur, sigur. Na, da, acolo e foarte dificil. Deci trebuie, vreau să spun asta ieșenilor, ca să nu se îngrijoreze. Noi mai întâi vom oferi soluții și după aia vom pedepsi pe cei care nu se conformează. Adică dacă transportul public este foarte eficient, e curat e frecvent, vezi tăblița când apare, da? ai posibilități ai pistă de bicicletă, ai parcare la capăt orașului și tu insisti să-ți aduci mașina în oraș vei plăti Corect. foarte mult parcarea Sigur. Uh, sau vei fi amendat și ți se va ridica mașina în următoarea oră dacă o lași aiurea, da, o și ai urea pentru că ți-am oferit posibilități acum Sigur. nu prea ai posibilități într-adevăr da? deci nu poți să pedepsești Um, în prima zi, nu, n-aș lua măsuri drastice <laughs> okay, <maybe. laughs> um, Va fi foarte important să cunosc oamenii de acolo, ei să mă cunoască pe mine și să-i pot antrena pentru că lucrurile nu vor fi făcute de primar, ci prin primar adică uh, voi fi ca un fel de conductă conduită, prin mine se vor face lucruri dacă eu intru acolo Într-un sistem de 500 de angajați. Și angajații, ea, uh, nu mă respectă, nu mă cunosc, nimeni nu va face nimic. Scriu. Adică, dacă eu intru și le spun, cum mai zis tu, ascultați aici la Așa mine! Ai, gata. Asta <laughs> faceți toți! Faceți asta! Lasă cafeaua! <laughs> da, exact. Uh, reacția nu va fi bună. Deci nu te poți lupta și câștiga. Cu un sistem mare împotriva ta. Asta este imposibil de făcut. Eu trebuie să lucrez cu cei din primărie, să ne cunoaștem, să ne armonizăm și împreună, adică angajați din primărie să fie fericiți, Sigur. ei să înțeleagă că e misiunea lor, să vină din interiorul lor, că, băi, gata, fără mașini pe stradă. Da, da, Pentru că degeaba vine ordin de sus. Dacă nu este mobilizare, absolut, nu? Da, absolut, Zicea, da, da, a așa zis, primarul că să, așa, da, nu mai trebuie de da, da, da. Ducem responsabilitatea în altă parte, da, și... poliția da. locală era ocupată cu altceva da, da, și da. nu știu Am ce. ridicat două mașini. Exact, exact. Deci, eu zic că uh, trebuie schimbate lucrurile printr-o abordare psihologică. Și cumva, care să fie bună pentru cei care lucrează acolo. Nu ți-ar plăcea să te simți bine la muncă? Sigur. Exact. Sigur. Să simți că lucrezi pentru ceva da. mai mare ca tine, adică mai mare la un ca tine proiect și cu care ești de acord. Și cu care ești de acord. Da, da trebuie trebuie să, absolut. Cei de absolut. acolo trebuie să înțeleagă ce vrem să facem, să fie de acord și să fie entuziasmați de asta. Să te conectezi la viziunea aia. Și, da. Da. și, și mai e un, un lucru. Sunt angajați din primărie sau din alte instituții care sunt amenințați. Sunt amenințați de oameni care le dau șpagă, de exemplu, vor să, să facă lucruri care nu trebuie făcute. Vezi că eu îți dau aici, nu știu ce, tu fă aia și funcționarul nu vrea să facă ceva greșit, dar e amenințat. uneori e amenințat de șefi. Și e un mediu de lucru uh, foarte toxic. Automat. Deci... Uh, pentru mine, știu că nu sună foarte dramatic că rup norii și scot toate mașinile și construiesc nu știu hai, ce. Ai un răspuns foarte bun. Dar, dar, e. dar, este important ca noi să preluăm administrația și să o facem să funcționeze chiar cu oamenii care sunt acolo. Mulți care sunt acolo fac multă treabă, sunt au îndurat că stres. Sunt foarte buni. Da, an că de zile. Sunt și oameni foarte buni. Exact. Au lucrat în condiții toxice. Și acum vor, nu vor să-i mai stresez și eu. Vine și Cozet, primar, și a zis că o să... <laughs> da. pune masă. facem nu știu da, ce. Da, da. Da. Și deci asta va fi în primele zile, săptămâni, luni, să armonizăm echipa ca să mergem cu 500 de motoare super superturate. Nu cu un motor durat da, și, și restul... Și de la început, corect. Nu peste 2 ani, peste 3 ani. Da, ani, când da, de cea... da. Deci asta va fi o chestiune de, de armonizare a oamenilor. O, oh. mm chestiune foarte grea, de altfel. Pf, sunt sigur, sunt sigur, dar misiunea de primar e o misiune foarte grea de aici. Așa e. Dar trebuie să fie frumoasă, mai ales când ei. Mai ales când, când orașul, e orașul e frumos. Pe... Exact, nu? exact, exact. Și iubit. Sigur. Și cu asta cred că putem să încheiem, că mi se pare un final foarte fain. Mersi de invitație. Cu mare, mare drag. Ne mai vedem. Sper să ne mai vedem, cred că aici o discuție foarte faină. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit până la capăt și ne revedem cu următorul clip, bineînțeles. Salutare! Salutare! Ceau, salut!